Studioul cinematografic Anima Film prezintă Harap Alb, adaptare după basmul lui Ion Creangă, partea a doua. La vreo câteva zile după aceasta, împăratul făcu un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său, iar fetele împăratului l-au rugat pe spân să deie voie lui Harap Alb ca să slujească și el la masă. Spânul chemă pe Harap Alb și învoi aceasta, însă cu tocmeala ca, în tot timpul ospățului, să stea la spatele stăpânului lui. În toiul ospățului, o pasăre măiastră se vede bătând la fereastră și zicând cu glas muieratic: "Mâncați, beți și vă veseliți, dar de fata împăratului roș nici nu gândiți." Unii spuneau că fata lui Roș Împărat este o vrăjitoare cumplită. Alții spuneau că chiar ea ar fi venit în chip de pasăre ca să nu lase și aici lumea în pace. Și atunci spânul repede își ațintește privirile asupra lui Harap Alb și nu știu cum îl prinde zâmbind. "Așa, slugă vicleană ce miești, vreau să zic că tu ai știință de asta și nu mi-ai spus. Acum de grabă să-mi aduci pe fata împăratului roș, de unde știi și cum îi știi tu. Hai, pornește!" Atunci Harap Alb, ieșind plin de mâhnire, se duce în graș la cal și sărutându-l zice: "Cu spânul tot am dus-o cum am dus-o, dar cu omul roș nu știu său la cât mi-a stat capul." Și când se treacă un pod peste o apă mare, ea ca o nuntă de furnici trecea și ea tocmai atunci podul. Harap Alb, ca să nu omoare o mulțime de furnici, trec un not dincolo și o furnică zburând zise: "Harap Alb, fiindcă ești așa de bun, ia aripa asta." Urmându-și calea înainte, face un bine și un roi de albine, iar creiasa albinelor îi zice: "Harap Alb, pentru că ești așa de bun, ia aripa asta." Mai merge el cât merge și numai ia ca ce vede o dihanie de om care se pârlia pe lângă un foc de 24 de stânjeni de lemne și striga cât îi lua gura că moare de frig. Harap Alb zice cu mirare: "Tu ești gerilă? Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine. Hai și tu cu mine, de-abia te mai încălzi mergând la drum." Și mergând ei o bucată înainte, Harap Alb vede altă minunăție și mai mare. O namilă de om mânca brazdele de pe urma a 24 de pluguri și tot atunci striga în gura mare că crapă de foame. "Măi, măi, măi, că multe îți mai văd ochii! Pe semne că ai stai flămânzilă, foametea, sac fără fund! Hai și tu cu noi," zice Harap Alb, și pornesc tustrei înainte. Se mai întâlniră cu Setilă, păpădenia apelor, cu Ochilă, care vede toate și pe toți, și cu Păsări Lăți Lungilă, ciuma zburătoarelor și spaima oamenilor. Acum pornesc ei, tus șase, înainte. Într-o târzie vreme, ajung la împăratul roș și, cum ajung, Harap Alb se și înfățișează înaintea lui, spunându-i pentru ce anume au venit. Împăratului a fost de admirarea, văzând că niște sărăntoci vin cu nerușinare să-i ceară fata, fie din partea oricui ar fi. Dar nu le spune nici da, nici ba, ci doar îi îndeamnă să rămână peste noapte acolo, că el se va mai gândi până mâine. Pe de altă parte, împăratul dă porunci în taină credinciosului său să-i culce ca să doarmă pentru veșnicie în casa cea de aramă,
dedesubtul căreia se aprinse un foc de se făcu roșie ca jăratecul. Dar Gerilă suflă de 3 ori și casa rămâne nici fierbinte, nici rece, cum e mai bine de dormit întrânsa. Când se face ziua, Harapalb se înfățișează cu vincios înaintea împăratului zicând: „Prea înălțate împărate, de acum înainte cred că mi-s da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră.” „Binevoinice”, zice împăratul, „o veni ea și vremea aceea. Dar acum ia să vă ospătească cu ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie.” Îndată vi se aduce și de mâncare și băutură, numai de ați putea dovedi cât vă voi da eu, că de nu v-ați găsit beleaua cu mine.” Și atunci, unde nu începe flămânzilă a înfuleca bucatele de parcă n-au mai fost, iar Setilă sugea câte o bute dintr-o singură sorbitură. Când Harapalb îi ceru din nou fata, împăratul le zise: „Vă dau o grămadă de sămânță de mac amestecată cu una de nisip mărunțel și până mâine dimineață să-mi alegeți macul de o parte, fir de fir, și nisipul de altă parte.” Harapalb își aduce aminte de aripa cea de furnică, îi dă foc și atunci furnicile au venit cu droaia și au ales nisipul de o parte și macul de alta. Îngânând vorba printre dinți, împăratul zise: „Fata mea are să se culce de seară, iar voi să-mi o străjuiți. Și dacă mâine dimineață s-o afla tot acolo, atunci poate să ți-o dau.” În sfârșit, seara vine, fata se culcă și Harapalb se pune de strajă chiar la ușa ei, iar ceilalți se înșiră tot câte unul-unul până la poartă. Și când pe aproape de miezul nopții, fata împăratului se preface într-o păsărică și zboară nevăzută prin 5 străji, dar Ochilă o vede și dă de știre lui Păsărilă. Amândoi o fugăresc până când ea se ascunde după lună. Păsărilă cuprinde luna în brațe, înfașcă pasărea de coadă și cât pe ce să-i sucească gâtul. Numai ea ca și împăratul vine ca un leu paraleu să-și ieie fata și când o găsește sub strajă, nu mai scânteia ochii din cap de ciudă, dar nu a avut ce face. Dar împăratul mai avea o fată luată de suflet și nu se deosebeau între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la purtat. Împăratul pune de îmbracă la fel pe amândouă fetele, apoi dă poruncă să vie Harapalb să ghicească care-i fata. Harapalb scoate aripa cea de albină și dă foc. Creasa albinelor zboară pe obrazul fetei împăratului, iar ea începe să se apere cu năframa. Harapalb a recunoscut-o îndată. Împăratul a fost silit să dea fata. Fiind gata de plecare, fata zice: „Să meargă calul tău și cu turturica mea să-mi aducă 3 smicele de măr dulce și apă vie și apă moartă, de unde se tot bat munții în capete.” Și atunci odată pornesc și turturica și calul. Pe la poarta munților, calul îi iese înainte zicându-i: „Turturică rică, dragă păsărică, adă la mine cele 3 smicele de măr dulce, apa cea vie și cea moartă, căci atunci are să fie bine și de stăpânul meu și de stăpână ta.” Lui Harapalb i s-a umplut inima de bucurie la sosirea calului. Fata a încălecat și ea pe un cal năzdrăvan și a luat rămas bun de la tătâne său și au pornit la drum. Împăratul Verde, înștiințat de turturică de venirea celor doi, a și început să facă pregătirile ca pentru o fată de împărat,
dând poruncă să le iasă înainte toată curtea, iar răspânul se gândea doar la răzbunare. Și văzând spânul cât e de frumoasă fata împăratului roș, se repede să o ieie în brațe de pe cal. Dar fata îl brâncește cât colo și zice: "Lipsești înaintea mea, spânule! Doar n-am venit pentru tine și am venit pentru Harapalb, căci el este adevăratul nepot al împăratului verde." Spânul, văzând că i s-a dat vicleșugul pe față, se repede ca un câine turbat la Harapalb și zboară capul dintr-o singură lovitură de paloș. Dar calul lui Harapalb îndată se repede și el la spân, mi-ți-l înfașcă cu dinții de cap, zboară cu dânsul în înaltul cerului și apoi, dându-i drumul de acolo, se face spânul până jos praf și pulbere. Iar fata împăratului roș, repede, pune capul lui Harapalb la loc, îl înconjoară de 3 ori cu cele 3 smicele de măr dulce, toarnă apa moartă și apa vie și atunci Harapalb îndată învie. Și apoi, îngenunchind amândoi dinaintea împăratului verde, își jură credință unul altuia, primind binecuvântare de la dânsul și împărăția toată. După aceasta se începe nunta. Lumea de pe lume s-a strâns de privia, soarele și luna din ceriul le râdea. Sfârșit.